Timișoara, Cristina, eu cred, cum am crezut aproape tot sezonul, că Adriana mă simpatizează foarte mult. Hai să nu mai ținem suspansul și să priviți cu atenție la acest ecran. Vreau să ies un pic afară. Vezi, Codruț? Trebuie să ai cu ceva o limită. N-ai cum să te duci până la extrem, nu? Vă voi spune topul în cazul fetelor, în ordine, aleatorie, așa cum v-am obișnuit. Acum vom afla și top 3 în cazul băieților. Da. Banca. Ce s-a întâmplat, Alexandra? De ce a lăsat la valieră? Să faci joc de mine? Măi, Codruț, ia oprește-te puțin. Vă mulțumim tare mult că ați rămas alături de noi. Continuăm gala favoriții. Selatin. Spuneți. Astăzi. Pantofii, cămașa, microfonul. Ce au băieții cu tine? De acolo a pornit, de unde am spus eu. De acolo a pornit controversa între noi. Andrei se ia de pantofii mei, spune că eu sunt vechi, 2000. Îmi plac domnișoara Cristina. Îmbrac urât. Pur și simplu, îmi dă foc, mă face să vorbesc niște lucruri pe care nu vreau să le vorbesc aici, pentru că nu asta este rostul emisiunii. Domnișoara Cristina. De ce vrei să vorbești normal? Domnișoara Cristina. Și, bineînțeles că am purtat o discuție mai aprinsă și... Domnișoara Cristina, vreau să-i împrospătesc memoria. Ei au ceva cu mine, eu sunt săgeată, dar știți cum este, o săgeată trece prin inimă și prin piept și... Aole. Eu nu sunt om în comparație cu tine. Auzi, dar prin inima cui ai tu de gând să treci? Păi nu, asta este, că eu vreau să fiu... Inima Adrianei? Tu mă gândește? Nu știu cum. Inima cui? Ia, fii mai explicit, arată cu degetul. Inima unei fete pe care o consider potrivită pentru mine. Cum o cheamă? Adriana! Domnișoara, de ce nu l-a tine? Uitați ce față fericită face Adriana! Ca mai fericită, parcă ar fi eu aici! Nu, mă gândeam acum că mi-a uitat iar numele și de asta... Acum înțeleg eu de ce l-alergai tu pe comănici când se ciondănea cu Selatin. Da! Nu, domnișoara, mie mi-e tebrat de comănici și tocmai de asta am zis ca să mă joc cu mine. Ia, lăsați-o și pe Adriana să vorbească, vă rog, zi! Am zis că mie mi-e tebrat de comănici și tocmai de asta am vrut să mă joc puțin cu el, știți, să-l mai detensionez. Domnișoara Cristina, eu cred, cum am crezut aproape tot sezonul, că Adriana mă simpatizează foarte mult. Așa este. Eu o să cred în continuare. Da. Auzi sau voiai să-l lași pe Andrei să-și continue disputa în voie cu Selatin? Da? Eu n-aveam nicio problemă. Domnișoara Cristina! Am simțit-o foarte mult. Că strigă în sine pe comand. Nu mai vorbiți unul peste celălalt. Nu mai vorbi peste mine! Taci! Cloșco! Taci! Bine, în fine! Am găsit-o pe Mariana că are nevoie de comănici lângă ea și tocmai de asta l-am alergat. Ce vrei, m-a adus ei acolo, că am văzut că după ce l-am alergat eu, s-a pus direct lângă Mariana. Cristina, eu puteam să-i închid gura lui Andrei din câteva cuvinte, dar nu-mi permit la televizor să folosesc anumite jargoane și un alt vocabular. Vreau să vorbesc normal la televizor, să vorbim civilizat, politicos, să nu venim cu banii comunici 200 de euro. Nu se fac lucrurile astea. Chiar și glumă, publicul acasă, nu cred că gustă lucrurile astea. Auzi, Selatin! V-ați luat de pantof, v-ați luat de țoale, v-ați luat de... Omul. Că eu sunt... Păi tu te-ai luat, mă, de țoale, omul, dacă tu vii aici. Prietenul tău. Cu hazul, cu de-astea, cu... Jane. Păi e hazul meu. E, nu, băi, e hazul tău. Ce-l-ai hazul meu? Dacă e tu, fii atent, tu n-ai de ce să te simți atacat. Așa. Dacă eu mint și dacă fac o parodie proastă, lasă-i pe cei de acasă sau pe concurent sau pe oricine vrea să mă te judece. Pe așa te-am judecat pe tine. Dacă eu aveam un moment prost și jignitor la adresa ta sau în general, puteți să mă eviți. Bă, uite, omul ăsta face. Dar tu ai stat cu mine acolo în harcă, ți-a plăcut și ție. Dar de-aia ești tu peste nas. Stai că eu fac 200 de euro în 2 minute. Selatin, dar de ce crezi tu că prin acele metode nepoliticoase ai fi închis gura lui Andrei? Pentru că în exterior, domnișoara Cristina se vorbește un pic altfel. Na, eu am trăit în altfel de lumi, și în lumi civilizate, și în lumi mai puțin civilizate, și știu să mă mulesc după oameni, după... Nu vrea, adică nu era o problemă lucrul ăsta. Dar după aici și trebuie să vorbim politicos și frumos și vreau să arăt că... Trebuie să fiți voi, dacă vedeți ce mai multe calități. Dar în exterior, Andrei te respectă? Eu nu prea îl bag în seamă pe Andrei. Salut, salut și atât, nu am avut tangențe așa mari cu el. Domnișoara Cristina, poate vorbim și eu acum? El are ceva cu mine, s-a luat cu mine, nu, cred că are ceva Cristina, cu mine, că i-am și spus. El, din contră, de când a venit pe aici, m-a tras, hai să spun o povestioară, hai să tot căuta băgare în seamă cu mine, știți, de când mai vorbește cu mine, de când m-a făcut cățelul și atunci a văzut că nu, că nu-l mai am la inimă. Eu vorbesc cu toată lumea,
inclusiv cu el, că l-am văzut, mi s-a părut un băiat ok când a intrat. M-a făcut, m-a jignit aici fără să aibă vreo treabă cu mine, fără să schimbe două vorbe și pe mine și pe Romeo. Am încercat să discut cu el aici, n-am putut, domnișoara Cristina, că se enervează foarte tare. Și eu la fel, Comănici a vorbit pe un ton mai jos cu el, tot la fel s-a enervat și a început să dea în bani. Care, să vă spun, care e culmea, de două zile se vorbește de bani și de mașini și de haine scumpe și de sacouri scumpe și de ce mai vorbim aici, de pantofi scumpi spus, și de bani, domnișoara Cristina, în general, Andrei, și nu vorbesc scoate eu, din context. Nu scoate din context, eu am venit să mă laud cu garderoba mea de acasă. Cum, ai spus 40 de sacouri? Două valize, pentru că așa trebuie să venim. Ai spus că ai 48 de sacouri și eu, ca să-mi cumpăr sacouri, aia trebuie să-mi vând mașina. Păi cum facem? Da, domnișoara Cristina, avem un nou bombardier în casa aici și pe pum. Eu nu ies din hainele astea. Eu nu cred că m-am îmbrăcat până acum la fel decât azi după 10 zile. S-a tot ciut talpa la pantofi. Aoleu! Te-ai îmbrăcat în direct, pantalonii aia și cu geaca aia mi-ai fost odată, te-am văzut eu. Păi răutăcioșilor! Ce am văzut, Romeo, pantalonii, te susțin! Permiteți-mi să fac o piruietă așa frumoasă! Ia, vino aici! Și blugi ăștia ai mai avut! Și blugi ăștia ai mai avut! Fă-o defilare! Da, ia, tăiat! Ia, fă-o defilare! Fac o piruietă frumoasă și... Ce neregulă! Comentați-mă, fraților, comentați-mă! Domnișoara Cristina! Hai, comentați-mă! Mă simt la Bravo, ai stil! Domnule Cătălin Botezatu, Andrei, te rog frumos să mă comentezi! Dislike! Bagă și returile, nu trebuie să rupte! Nu, doșoacția, ca să fii sincer! Blugi rupți, așa nu merg la cămașa băgată în pantaloni pentru că e prea casual. Păi așa vreau trebuia să fiu scoasă așa, sau altfel. Așa vreau să fiu. Păi dar nu merge. Na. Dacă ești rom așa, ăștia blugi rupți, să blugi mai, dar trebuie mai street, mai street style, știi? Și tu ești mai, tu acum ești casual, dar tu de sus cu pantofi, sunt foarte casual și tu ești, ăștia sunt de street style. Păi eu vreau cu cămașă scoasă. Eu vreau să fiu și street. Ăsta e adevărul. Eu vreau să fiu și street. Ceasul, ceasul. Eu vreau să fiu și street. Ceasul nu se potrivește. Păi n-ai cum să compiți să fie negru. N-ai cum. Negru. Uite, cureaua e nu cureaga, nu cureaua, asta e auriu, nu merge. Nu, ăsta este. Trebuie să ai un lanț. Trebuie să ai un lanț. Lanț. Păi păi, lanț unde? Păi profesorilor de modeling. Nu mai, păi atunci vedeți-vă de treaba voastră. Auriu are. Auriu la curea n-are nicio treabă. Andrei, ce spuneai, că aceasta nu este o ținută demnă de un lăutar? Da, domnișoara Cristina, dacă tot afirmă că e un lăutar și câștigă atât de mulți bani, am mai văzut și o lăutar și lăutarii sunt țiplă, domnișoara Cristina, țiplă. Nu vorbim despre că mă confunzi, am spus că nu sunt lăutar, Andrei. Tu vorbești de altă persoană. Dar nici muzician nu ești. Aia vorbește de lăutar, nu ești lăutar, nu ești muzician. Fiți atenți aici, că am revelația. Mi-am dat seama, gata, te-am ginit. Ia, zi. Băiatul ăsta se latin. Este un lăutar, da? Omul ăsta știe să se dea după oameni și după situații. Asta ai spus mai devreme. Tu ești genul ăla de lăutar care se duce la o petrecere. Cântă. Sunt cei mai periculoși oameni din colț. Sunt acolo în colț, știi? Bombardierul 1, bombardierul 2. Cei mai tari. Interlopii la care le e frică... Nu, tuturor le e frică de ei. Hai să nu vorbim despre asta. Nu, așa, tuturor le e frică de ei. Tu în emisiunea asta, când ai venit. Îmi place că vorbești despre deci, atent, tu cânti doar la ei. Tu cânti doar la aia doi. Că dacă mai cânti la altul, iau la bătaie. Dar tu ei, nu știi, nu în emisiunea asta, știi cine să ia doi? Tu nu știi cum mă comport eu. Așteaptă! Aia doi sunt ăștia. Marinescu și Alexandra. Eu știam ce vrei să spui de când ai început. Păi tu ai fost acolo. Eu sunt în mintea ta. Tu faci dedicații numai la ei. Eu fiind puțin turc, stau în mintea ta cu ceștia. Ia, fiți atenți cum facem! Bă, are una bună, mai zi-o. Fiți atenți! Fiți atenți! Facem așa! Alexandra și Marinescu, vă rog frumos, apropiați-vă unul de celălalt. Cât permite legea, cât vă lasă Codruț și Maria. Spune-le ce ai pe suflet. Fă-le o dedicație. Fă-i în ciudă lui Comănici. Hai că știu că poți. Hai. Vino! Ridică-te în picioare și cântă-le. Ceva pentru ei, ce simți tu? Ia! Hai mai așa, Alexandru. Improvizație. Hai că eu-s bun pe improvizație. Ia, eu. Dar vezi că bani nu te primești, că-ți gârciți amândoi. Ya no estás más a mi lado. Ca să-mi aduc bani. Ca să-mi aduc bani. Se la tine. Ai perc, se la tine. Vezi că ne cerdăm. Si ya no puedo verte. Dar stai acolo. Porque Dios me hizo querer. Nu. Ia, dansează, dragă Adriana. Dacă băga o mania ceva, mai era că stăteam și eu acolo în față. Dar așa, din aici. Bine, facem așa. Vă cântă și o mania. Vino, Maria. A, acum, da, 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 da. Hai să-l atingi. Nu pot, domnișoara Cristina. Vino că le-am spus. Hai, bă, că asculti manele toată ziua în cameră. Vino, că am spus că nu asculti. Vino, hai. Am fost corect. Ascultă toată ziua, vă zic eu că am stat în cameră cu el. Maria. Dedicații ei doi. Dimineața să știți pe manele. Să nu se supere nimeni. Stau pentru că ești tu aici, înțelegi? Hai, taci, mă, lasă că te nu. Nu dă alea dă nuntă de mil. Codruț și Alexandra, dedicație Maria și Marinescu. Ia. Mi-e poftă de tine rău, de buzele tale, de tot ce e al tău.
Și ție ți-e poftă de tot ce-ți doream. Aplaudă, mă, tu. Puze de boc și ce-ți mai vedeam. Da, 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 bine. Foarte frumos, bravo. M-am emoționat. Da. Da. Comănici, de ciudă a ieșit. Domnișoara Cristina, m-am nu. Dus să fac parte, să iau puțină recuzită. Așa. Eram primul sertar. Nu face de asta, că e ur. Stai așa. Stai cu mine. Ia. Fericirea lor, nu e ea. Hai, mai, și tu 200 de euro. E un ban mic. Amărâtule. Pititel. Amărâtule. Aoleu. Păi bine, păi n-aș vrea mai mult, era să te rupe. Ia, Cătălic, bă, fetelor! Eu v-am zis că e fetelor! Doamna Cristina nu se crede, nu vrea să ne spună. Se la tin degeaba! Hai, împărțiți-vă fiecare la locul ei! Adriana, ce vreau să spunem că banii sunt fake, da? Ha, domnișoara Cristina, de la Monopoly! Ești de la Monopoly, stai cu mine! Nu vezi că am buzunarul rupt? Domnișoara Cristina! Vezi că ce faceți voi? Ați văzut care bani și trageți de el? Nu v-ați rășine! Adriana, lasă-l! Auzi-te la tine, apropo! Dacă știai că acest show nu este fake, așa cum mi-ai spus, ai crezut inițial, te mai aventurai? Domnișoara Cristina, nu eram sigur de ceea ce se întâmplă aici. Eram în exterior, nu știam cu adevărat ce se întâmplă. Dar dacă eram știai că este real totul, mai bine? Aventuram, normal, domnișoara Cristina, cum să nu? Îți place? Îmi place, domnișoara Cristina. Din nou ne place. Ce să înțeleg? Că Selatin a venit pentru o relație adevărată, dacă a crezut că show-ul este fake? N-a venit pentru o relație adevărată. Bine! Nu dorește relația. Bine! Uite deci că... ai venit dar nu mă refer la relația, Andrei, nu mă refer la relație. Nu mă refer la relație. Cristina, dacă el a spus că show-ul este fake, deși relația e fake. El vrea doar promovare. Ți-am zis, scoate-mă o piesă, eu sunt imaginea, tu ești vocea. Ți-am spus. Andrei, vorbești în zadar, vorbești mult, obosești pe toată lumea. N-are rost să mai vorbești atât. Păi sunt vorbele lui domnișoara Cristina, a spus că show-ul este fake. Lasă-mă să vorbesc. Nu mai fi ca om. Da, a rămas puțin șoc ca domnișoara Cristina. Când... Lasă-mă să vorbesc. Ia, zi-se. Deci eu credeam că aici ar fi posibil, aveam un dubiu, mă gândeam eu, mă, poate se întâmplă ceva, poate le șoptește la ureche, poate faceți așa, faceți așa. Auziți ce a întrebat la timp, stați să vă spun. Acum nu ne spune domnișoara Cristina ce să votăm? Doamne! Și vorbește de că e versat, domnișoara Cristina. Eu nu pot să concep așa ceva. Mai cum să vă spun eu ce să vă trag? Păi asta vreau să vă spun. Asta vreau să vă spun. O vorbă mare ție, că afară m-am înșelat în privința asta. Asta vreau să spun și să-mi termin fraza. Ți-i spun lui Andrei, nu m-am referit la relații. Andrei, nu m-am referit la relații. Da, gata, v-ați liniștit. Eu aș vrea să fie de multe ori fake, domnișoara Cristina. Ai vrea, nu? Apropo, Selatin s-a integrat pentru că a trecut prin toate problemele de foc. Vă face față. Domnișoara Cristina, aici, permiteți-mi să nu văd situația. Nu, eu nu văd cum faci față. Dar? Încearcă, se strofoacă acolo, trăduiește. Nu cer nimic, nici nu vorbesc până nu sunt implicat, decât dacă vreau eu să intervin undeva. Nu, doar dacă este vorba despre Marinescu, cu domnișoara Cristina, atunci intervine el, sau și Alexandra Codruț, pe alocuri. Oi, ar trebui să le spui mulțumesc lui Andrei și lui Comănici, fiindcă te-au băgat în seama atât ieri cât și astăzi. Singurul așa e, datorită lor. Dacă nu erau ei, eu n-am cu ce. Dacă nu te împingea și nu te trăgeau de limba, astăzi tu nu scoteai niciun cuvânt. Până în momentul în care nu a apărut Andrei și Cristian, tu n-ai vorbit cu niciun alt băiat din această casă. Cum facem? Vreau să aflu următorul lucru. Ce s-a întâmplat între Alex Codruț, Alexandra și Marinescu și unde sunt ochelarii? Banii pe ochelari unde sunt? Că trebuie să dea banii lui Alexandru. Faci fanfara României, oprește! Ia, hai să facem așa, încercăm să vorbim pe rând. Cu geluțul, cu... vorbiți cu gelul, că dacă-i păr mă transform. Bine, vreau să știu de la ce a pornit totul sau de la cine mai degrabă. Marinescu, te simți? Nu, domnișoara Cristina, eram în casa fetelor și stăteam cu Maria pe canapea. Și stăteam, mă uitam la discuțiile lui Andrei sau cine era pe cadru și na, m-am plictisit, mă enervase la un moment dat că nu puteam să intervin, când nu venea cu ce să intervin. Și am zis Mariei, bă, hai că mă duc în casa băieților. Mă duc în casa băieților și vreau să fac o caterincă, de asta ca să a făcut am asta, că nu pe toată lumea. Lasă-l mai să vorbească! Și m-am dus, la m-am dus în vestiarul băieților. Era și camera mobilă acolo, se poate vedea când o să se dea. Se vede, și era, era și Marinescu și zic, bă, hai că mă îmbrac eu în personajul ăla, fac un personaj, prietenul Alexandrei. Nu faci un personaj, ai zis că vrei să o enervezi pe Alexandra și că o să pozezi din gelul... Și am spus Marinescu, bă, intră tu în casă și fă-mi introducerea, ca după eu să intru pe manele cu gulerul ridicat și așa mai departe. Și asta a și făcut, a intrat și mi-a făcut... Marinescu și-a frecat mâinile și a zis, facem. Da, dar bine, el nu prea înțelege ce am vrut eu să zic, că se uita la mine, parcă se uita prin mine.
Și i-am zis, bă, du-te și fă-mi introducerea și atunci nu trebuie să știi mai mult, că mă descurc eu după. Și s-a dus și a făcut ce a făcut. Aoleu, a fost săgeata ta? Că ți-a pus nu, în scenă plan. Nu, domnșoara Cristina, l-a rugat frumos. Săgeata-i. I-a oferit o mână de ajutor. Cine-i săgeata ea? Nu, domnșoara, i-am spus că l-a rugat frumos. Du-te și fă asta. Și până la urmă s-a dovedit că oarecum le-am atins un punct sensibil, că poate băiatul ăla nu e un simplu prieten. În acest moment l-ai șocat pe Codruț, pentru că al nostru Codruț se aștepta ca Marinescu să fi pus la care planul. Domnișoara Cristina, inițial am stat acolo în spate frumos, mi-am văzut de treaba mea și la un moment dat îl văd pe ăsta, pe Charlie Chaplin ăsta. Îl cheamă Alexandru. Ei, Alexandru, îi spuneți voi, eu spun pe nume. Nu îți merge cu dume. Bine, domnișoara Cristina, trecem peste și îl văd că încearcă el să facă, nu știu, o ironie. Toți colegii au spus că da, de fapt îl ironiza pe ăla și că râdea de ăla. Nu, eu am luat un mișto la adresa lui Alexandra și un mișto la adresa mea. Iar reacțiile pe care le-am avut eu, o să mă exprim în felul următor. Atâta timp cât cineva încearcă să mă, nu știu, nu să-și bată joc, e mult să mă ia la mișto domnișoara Cristina și să-și asume și ce urmează să fac. Doamne, ferește. Domnișoara Cristina, deci toată casa, înțeles, și persoanele cu care nu m-am înțeles în casa asta, până și Comăni și Andrei au râs și toată, și persoanele cu care nu m-am înțeles. Uite, vezi? Nu ai cum, nu ai cum să vine cu să vorbești civilizat. Îi zicea femeie, ridica la școală și după Alex, mai bagă, mai bagă. Despre ce vorbim? Du-te la școală, mai ia niște lecții. Păi toată casa, înțeles, pentru că voi toți nu cărți de la de noroc, înțelegi? Domnișoara Cristina, toată casa a înțeles, nu a înțeles absolut nimic. Toată casa s-a bucurat când a văzut toate chestiile astea și încă îl împingea de la spate. Alex, le vrem, bagă, Alex, ești amuzant. Se strofocau să râdă, chiar dacă nu era amuzat tot. Care mai de care? Era mai ce are toată casa. Domnișoara Cristina, nu cu mine, în mod special cu ea ce are toată casa. Nu știu. Cu ea. Apropo de ea, am văzut că l-am băiat pe Marinescu și pe Alex. Ai fost supărată pe el. Doamna Cristina, nu m-a enervat faptul că înainte să intre el în casă, noi am avut o discuție că nu mai vorbește deloc sau ceva în genul, nu mai știu exact. Și în momentul ăla aveam eu o discuție, dacă bine, mă înșel, cu avut, aia, Alexandra, cu Codruț, eram pe ecran și aveam o discuție. Și el a venit și mă strica și căuta băgare în seamă și nu am înțeles ce. Și da, am dat cu el. După care l-am auzit, l-am auzit că a spus... M-a auzit că a spus că l-am adus pe băiatul... Pe gelul. Nu știu cum ce a spus, doar atât am auzit. Băiatul așa. Care te aduce așa. Așa, așa, nu, n-am auzit exact ce a spus și l-am băiat, am ajutat ce nici măcar n-am fost atentă la ce se întâmplă. Eu am spus destul de clar, doamna Cristina, că eu cu Alex, din Galea, nu vreau să mai vorbesc. Chiar mai devreme am auzit că a spus că face special ca să o enerveze pe Alexandra. Îmi pare rău. Dacă el știe și era, știa și era conștient de faptul că eu nu vreau să discut cu el, trebuia să-și vadă de treaba lui. A încercat de luni până astăzi să vorbească cu mine și nu i-am dat curs. Păi da, astăzi, uite, decât să vorbesc cu el, am preferat să mă duc să iau să-i pun... De ce să se aghese, a și spus acolo în spate că i-a zis lui Maria că uite, am vrut să intervin, dar nu prea am putut, nu știu ce, s-a trezit și el, stai că găsesc eu ce să fac acum. Auzi, da, fă-mă să înțeleg, la momentul în care Marinescu și Alexandra erau în Dominicană, Andrei și Comănici se certau cu Alexandru. A, când a sărit ba chiar destul de puternic. Codruț! Spui lui apărare. Codruț! Da, eu am evaluat! Uitați-vă cum vorbesc! Ăsta, de fapt, asta se întâmplă când întinzi o mână, tot cu aceeași mână ți-e cam și spală, înțelegeți? Când întinzi o mână de ajutor, tot cu aia ți-o cam și e impresia. Domnișoara Cristina, vreau să spun ceva pe Codruț. Ăsta e respectul pe care l-a primit. De ce s-a supărat doar pe Alexandru, că Alexandru a jucat în rol? Asta am vrut să zic eu. Dar și Alexandra și-a intrat foarte bine în rol, că băiatul acolo pe televizor a lăsat-o fără cuvinte. Iar Alexandra a jucat foarte bine în rol, tot fără cuvinte a rămas. N-am vrut să zic asta. Doamna Cristina, eu nu am vorbit absolut nimic la adresa lui Alex. Singurele lucruri pe care eu le-am spus a fost atât. Păi da, uite că am zis destul de clar din Gala că nu vreau să vorbesc cu el. Dacă era altcineva în locul lui, probabil era altceva sau se întâmpla altceva. Dar atâta timp cât a venit o persoană cu care eu nu vreau să vorbesc, nu am ce să spun. Dar eu nu înțeleg, domnișoara Cristina, de ce nu vrea să vorbească cu mine? Și eu trag concluzii, că eu îi spusesem în gală că ea nu are cuvinte, nu are cum să-mi dea mie replică.
întotdeauna sunt foarte previzibile replicile ei și mă gândeam, cum am spus și în gală, bă, că are o afinitate în continuare față de mine, pentru că nu are nicio replică să-mi dea concludentă să-mi închidă gura. Întotdeauna toate replicile ei sunt foarte previzibile față de mine. Auzi, Alexandra, dar l-ai auzit pe Alexandru? Nu mă interesează ce a spus Alexandru. Răspuns pentru ceea ce afirmă el tot timpul. Are dreptate, Alexandru. Nu mă interesează ce a spus Alexandru, doamna Cristina. Chiar nu vreau să vorbesc cu el. Nu pot să mă înțeleg. Nu este coerent, am spus și în gală. Nu pot să-l înțeleg. Știa că nu vorbesc cu el, el voia să mă enerveze. A spus el cu gura lui că a fost un moment în care a vrut să se ia de Radu, special să mă enerveze pe mine. A spus el ca cu gura lui. Dacă îmi dai replică. Nu am dacă cum să mă enervez cu un asemenea om care face niște lucruri intenționat. Dacă veneau niște lucruri, nu știu, din instinct sau pe moment atunci și să fie adevărate, da, aveam reacție. Dar la așa ceva n-am cum. Îmi pare rău, la așa ceva n-am cum să reacționez. În momentul în care eu am reacționat urât la Alexandru. I-am spus și atunci: "Bă, omule, vezi că ai venit să-l bați. I-ai turnat lapte în cap, ai făcut știu urât. Știi bine că are un stil Alexandru de a pune sare acolo fix unde te doare. Știi bine, nu râde de mine. Aha, că ești slab. Alexandru râdea de dincolo. Te-a făcut cu capul, Alexandru, te-a făcut cu capul, Comănici. Deci, Cristina, Codrut, acum, aici, că eu am evoluat, cum spunea Maria. Da, acum ia partea lui Alexandru. A sturnat 2 kg de sup pe el, ai sărit să-l faci, ai luat de barbă. Mai Codrut, găsește alte cuvinte. Deșteptul. Nu, că o scot în evidență, că dacă tu nu tu ai fost băiat și nu ai reacționat. Litri, dacă litri, nu, te ajungea la o chestie urâtă. Litri, că e lichid, litri. Domnișoara Cristina, mi-aduc foarte bine și momentul în care Cristian a sărit atunci la Alexandru aici în casă, Codruț era acolo. Eu l-am enervat și tot pe ăsta sare. Taci, că n-ai replică. Da. Auzi, Codruț, dar tu ești gelos? Da. Sau invidios? Pe cine? Da. Alexandru. Oameni, probabil. Cristina, iar să-l invoc pe Dumnezeu? Păi de ce nu vrei să dezvolți? Ca să înțeleg și eu ce ai insinuat la Doamne. Acel moment și să aflu dacă ești adevărat sau nu. Domnișoara Cristina, nu pe Alexandru, pe gelutul. Eu pot să insinuez orice, lumea poate să mă creadă sau să nu. Eu am zis chestia asta, bă, probabil ești de aia tu așa relaxat, că te duci să faci treburile, vin apoi, te mai ajută publicul, te susține. Asta da, dar știi că eu vreau să aflu întotdeauna adevărul și de aceea e adevărul. Dar vreau să știu ce ai insinuat la adresa lui Alexandru, cu punct și virgulă. Ce știi? Am zis, domnișoara Cristina. Dacă simt că mă minți, vine gelul săptămâna viitoare. Nu, am zis, domnișoara Cristina, am spus chestia asta. Dar eu îmi doresc să vină gelul săptămâna următoare. Păi de ce îți dorești? Că așa, să fie aici el. Ca să vadă că nu a mințit Alexandra. Da. Protesteze. Alexandra, tu îți dorești? Ce? Să vină gelul? Cum? Da. Dacă îți dorești să vină, să vină. Păi își dorește Codruț. Poftim? Mă gândesc că i-am făcut atât de mult rău lui Codruț până acum, că tot timpul îmi reproșează. De ziua domnișoara Cristina, iar eu, și vreau să mă revanșez și să-i aduc pe gelul, să-i fac pe plac. Dacă asta își dorește, faceți-i pe plac. Te temi? Eu? Domnișoara Cristina, am venit să vă zic ce înseamnă ghiolbăneală. Nu vreau să știu Codruț, ce înseamnă. Codruț, ia-ți elemente că așa ar trebui să merge aici. Ar trebui domnișoara Cristina. Dă-mi-l, dă-mă încoa și vină, dă-mi-l tu. Potolit. Nu, că la țanți la tine e în sânge și nu te poți abține. Domnișoara Cristina. Noi discutam despre niște imagini, da, care zic eu că nu ți-ar face cinste. Da? Da. Ai idee despre ce ar putea fi vorba? Nu. Să-ți zic azi, să-ți zic mâine. Azi, domnișoara Cristina, azi. Alexandra, tu ai idee ce ar putea fi? Abar n-am. E o filmare mică de aici din casă. Habar nu am. Filmare mică de aici din casă? Da. Despre cine vorbeam? Sau ce făceam? Vorbeai la telefon, probabil, cu cineva printr-un apel video și ai fost filmat. În afară de soră mea, n-am vorbit cu nimeni la telefon de aici. Alexandra, ce nu i-ai putea ierta lui Codruț de aici din casă? Ca să nu poată să mai dea la întors. Bine, domnișoara Cristina. Filmare mică? Nu vreau să știu, sunt și eu curioasă. Dacă am judecat eu greșit. Nu știu, doamna Cristina, nu știu ce... Nu știu. Ce ar putea face Cristina, el atât de grav. Hai să dăm, să vedem despre ce e vorba, după aia putem comenta, pentru că e foarte serios. Eu am văzut imaginile respective, chiar acum vreo 3 zile. Și dacă aș fi în locul Alexandrei, m-aș supăra foarte tare. Aoleu. Hai să spunem despărțire. Nu sunt în locul ei. Prin urmare, nu știu cum va reacționa ea. Dar urât.
Hai să vedem. Să vedem, să nu vedem. Da! Ia uite-o pe aia. Își dorește să fie râcă între cei doi. Da, domnișoară, chiar sunt curios. Hai să spunem despărțirii, dacă tot a spus că așa. Îți dorești să se despartă? A, să nu mai sucim atâta până în final, după final, dacă sunt... Hai să o dăm pe față, să zică Alexandra peste cine ar putea să treacă. Că după aia o să fac ca Maria. Hai să nu mai ținem suspansul și să priviți cu atenție la acest ecran. Ia să vedem. Adriana, poți merge să votezi. Știi cum faci așa? Hă? Știi cum o plimb, cum vrei tu pe asta? Ca titirezul. Adriana, poți merge să votezi. Știi cum faci așa? Hă? Știi cum o plimb, cum vrei tu pe asta? Ca titirezul. Domnișoara Cristina, asta era... Se pare puțin? Dar ce am făcut, domnișoara Cristina? Să vorbești așa despre viitoarea ta cumnată? Dar cum, ce am zis? Până la urmă, nu știu ce era Radu, vorbeam ce cu ceva cu Radu și s-a uitat și mi-a făcut nu știu cum. Și am zis că știu cum face așa, gen cum umbla, cum defila. Era vorba despre fundul Adrianei și despre ce-ar face Radu dacă ar avea o... Era doar sincer, era doar sincer. Ce nu e de râs, domnișoara, este totuși sora iubitei tale. Domnișoara Cristina, nu văd ce am făcut. Nu știu, fii atent. Eu personal, dacă aș fi fost în locul Alexandrei, sincer, n-aș fi reacționat prea bine. Domnișoara Cristina. Dar n-a făcut nimic domnișoara Cristina. Era doar sincer. Era cu gura mare la mine, de două ori a fost atent la mine. O dată că m-aș fi uitat după Adriana și o dată după Andrada, dacă ne aducem bine aminte. Uite Alexandra după cine se uită. Ia vezi. Nu știu, cu ăsta vorbeam, dar nu știu ce. Alexandra. Păi da, asta era. Bine. Bă, acum, o fi având și Codruț. Fantezie în trei, eu știu. Ai rămas fără cuvinte? Bravo. Vreau să ies un pic afară. Vezi, Codruț, sunt glumele tale. Doamne, domnișoare. Te gândești de totuși că este sora ei. Dacă făcea astfel de glume la adresa altor concurente, nu era atât de jenantă rămâni situația. Adrian nu-i supărat. Este sora iubitei tale. Cristina. Nu știu, eu nu mă știu. Consider, domnișoara Cristina, știam, în primul rând am zis, vorbeam ceva dinainte cu Radu. Nu. Arătai ce s-a rând. Codruț, tu arătai la acel moment. Ia, Radu, ia, explică-ne tu, că tu ești beat corect. Ce-ți spunea atunci, Codruț? Domnișoara Cristina, sincer vă spun, dacă știam, puteam să-l scot, dar chiar nu mai țin minte. Că eu sigur vă mințeam, îmi cer scuze, vă mințeam, ca să-l scot pe el. Dar mă, nu trebuie. Nu mai știu, nu mai știu. Nu mai știu. Să mă minți pe mine pentru Codruț? Nu neapărat. Ați înțeles ce am vrut să zic, domnișoara Cristina? Îți mai pun o dată imaginele și te chem lângă plasmă? Păi, domnișoara Cristina, din ce am văzut acolo, sincer, din ce am văzut acolo, bănuiesc că zicea de fund. Ok, dar nu mai țin minte, sincer. Măi, este viitoarea lui cumnată, este sora iubitei lui. Adică dacă făcea referire la o altă fată, cred că lucrurile stăteau altfel. Dar totuși, Codruț, e Adriana. Dar și Marinescu. Domnișoara Cristina, am și spus, nu mai știu, nu vreau nici să mint sau să zic, dar nu mai știu în ce context sau despre ce era vorba. N-aș fi zis așa ceva serios niciodată. În plus de asta, contextul în care Radu spunea că o place pe Adriana, iar ea se ducea la vot și era foarte sexy. Nici eu nu eram. Ea așa este, sexy. Dar comentariile tale... Da, domnișoara Cristina, comentariile mele... N-am avut vreun cuvânt așa la adresa Adrianei sau despre ce vorbim. N-ai avut până în gală. Și Alexandra de ce s-a supărat? Fără motiv? Nu știu, domnișoară Cristina, de ce s-a supărat. Din ce înțeleg, s-a ok, eu înțeleg, probabil. Dar habar n-am, nu știu ce să zic, sincer să spun. Dar tu nu înțelegi supărarea ei, că totuși este vorba de sora ei. Da, domnișoara Cristina, într-adevăr, probabil nu știu că a fost o glumă deplasată, dar nu consider că, vai, vezi, Doamne, ce am făcut. N-am zis un cuvânt urât, nu mai țin minte ce context era vorba cu ăsta, cu ce vorbeam, cu ce...
Dacă Alexandra ar face o glumă de genul acesta la adresa unui posibil frate de-al tău, nu te-ar deranja? A, domnișoara Cristina, cât exagerăm și cât... Ok, da, am greșit, iar am greșit. E același lucru. Dar domnișoara Cristina, nu înțeleg de ce să pune și ok, o codruță, atent la orice codruță, orice face, orice insistă, orice... Măi, dacă nu era vorba despre sora ei... Dacă nu era vorba despre ce vorbim, e clar că a fost pus ăla acolo cu un anumit interes. Cine a fost mai pus? Camerele, sunt tot timpul! Cadrele, păi da, n-am zis că nu știu, dar mai știu cum și ce vorbeam. Da, dar poate vorbea despre altceva, era scos din context, probabil. S-a nimerit să treacă ea pe acolo, nu știu. Cum a fost pus acolo, niciodată... Măi, dar nu vorbeai despre o străină, aici este problema. Asta n-am avut niciodată gânduri sau vorbe rele la adresa Alexandrei. La adresa Adrianei, niciodată nu mi-am permis o glumă deplasată cu ea în 7 luni de când sunt aici. Zi, Adriana, ce vrei să spui? Vreau să mă duc după Alexandra afară. Vreau să-mi spui înainte de a merge afară, te rog. Tu ce părere ai despre aceste imagini? Nu mi se pare corectă. Trebuie să-și rezolve ei treburile. O să vorbesc acasă cu Alexandra și să-i spun să... Vrei să mergi la ea? Mai puneți o dată video, că sunt analist de investigație și pot să-mi dau seama dacă era contextul respectiv sau... Am văzut că aveați și voi anumite reacții când ați văzut imagini. Eu eram fost invers, întors. Ce ai, mă, ce pămbăligă cu porții. Decât el cu Andrei se uitau la noi în restaurantul, se uitau. Dar șara Cristina, vrea să-l mai vedem o dată. De două ori m-a acuzat pe nedrept Alexandra. S-a văzut pe material cine unde se uită. Mă voi spune topul în cazul fetelor, în ordine, aleatorie, așa cum v-am obișnuit. Acum vom afla și top 3 în cazul băieților. Da. Ce s-a întâmplat, Alexandra? De ce a lăsat la valieră? Să faci joc de mine? Măi, Codruț, ia oprește-te puțin! Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.